Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită. Cu siguranță, dacă ai intrat pe acest videoclip, ai aici minim un mesaj pentru tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra albastră. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în acest moment. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o astfel de citire pentru tine personal, găsești pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Poți să analizezi și relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte, ce face persoana din mintea ta. Vezi și în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos. Hai să vedem, dragii mei, tarotul. În primul rând, ce spune în acest moment. A venit și motanul, vrea să fure piatra, dar nu-l las. Deci, e cineva aici care se cam joacă cu voi, pentru numărul 1. Sau voi, nu știu, trăiți așa un moment în care vă bucurați de viață, exact ca un copil. Și nu prea vă interesează de nimeni și de absolut nimic. E, văd aici un blocaj. Da? Cineva a luat o decizie și se pare că pe tine te blochează. Sau poate să fie un moment în care, uite, în legătură cu o situație care era blocată, da? Găsești și o altă alternativă. Pe de altă parte, văd o decizie aici legată de o despărțire în unele cazuri sau de o separare în legătură cu o prietenie, în legătură cu o persoană din familie. Poate pentru unii are legătură cu un coleg. Pentru tine avem o problemă de sănătate. Nu știu, poate nu te simți foarte bine sau este un moment în care ești puțin supărat. Poate să fie și o persoană din jurul tău care în momentul de față e puțin supărat sau supărată și are legătură cu o veste pe care o aștepți tu aici din străinătate sau o veste care apare dintr-un alt oraș sau dintr-o altă țară. Poate să fie o persoană care vrea să vină către tine. Uite, s-au întors niște cărți și văd aici că vei avea o zi plăcută, doar că vei avea niște discuții foarte, foarte intense cu persoana asta. Da? Foarte intense. Poți să te întâlnești cu cineva, alții puteți să aflați de o petrecere, o zi de naștere, ceva ce se petrece undeva la distanță de voi. Pentru casa avem cununie relație. Deci uite, în casa ta fie îți vine cineva în vizită, fie iei o decizie împreună cu o rudă, stabilești ceva, alții poate aveți discuții în relația de cuplu pentru o eventuală căsătorie sau pentru o eventuală despărțire, depinde de fiecare. Uite, unii aflați de o nuntă sau aflați de o petrecere. Îți vine cineva în vizită și petreci, te simți bine. Primești niște vești bune, mai văd aici. De la o persoană dragă ție. În curând, uite, ai parte de o bucurie foarte, foarte mare. Poate să fie și o bucurie care vine printr-o veste, o bucurie care ține de ceva palpabil, ceva fizic. Este o bucurie legată de un final. Cumva afli că ceva s-a finalizat, cumva afli că ceva a ajuns la un final. Are legătură cu piedicile astea, cu obstacolul ăsta. Da? Unii e ca și cum vă eliberați de o situație. Vă eliberați de o situație și poate avea legătură cu o persoană care are aici o problemă, poate să fie o persoană supărată sau poate să fie vorba despre o persoană care are probleme financiare. Apoi, în viitor avem dragoste sinceră, deci uite, te vezi cu o persoană care ține la tine, este o persoană care te respectă, o persoană care te iubește, poate să fie un prieten, poate să fie persoana iubită, cineva din familia ta. Ideea este că văd aici un moment foarte plăcut pentru sufletul tău care urmează. Spre ce e vorba? Poate știu eu, o persoană aici e supărată pentru că văd niște lacrimi. Persoană sinceră.
dar în același timp văd și o bucurie mică. E ca și cum cineva vrea să-ți facă o surpriză aici. O surpriză. Poate intri în contact cu persoana iubită, dar fie persoana asta îți spune că e supărată, fie primești un semn din partea persoanei iubite, poate un mesaj, un apel telefonic, nu văd neapărat o întâlnire. E o bucurie mică pe care tu o ai, dar nu este în, nu este în totalitate, cum s-ar spune. Ce nu știi tu? Bani mulți. Se pare că tu nu știi aici ceva în legătură cu o sumă foarte mare de bani. Ceva în legătură cu o casă, cu o mașină. Cineva se pregătește aici să-ți facă o surpriză. E ceva ce are legătură cu o persoană vicleană. E cineva care are un interes aici, uite. Parcă cineva încearcă să rezolve ceva legat de o pagubă. Mare atenție aici pe bani, da? Pentru că e cineva care are un anumit interes. Poate nu știi că cineva are o parte de o pierdere de bani în jurul tău. Pentru că văd o persoană, uite, supărată. Și văd aici niște intrigi între femei, deci niște discuții care poate au fost sau care urmează să fie. Pe neașteptate primești o veste bună. Hai să vedem ce e cu vestea bună. Ce are legătură vestea bună? Este o veste bună care are legătură cu un noroc, care are legătură cu o deblocare. În legătură cu o instituție, în legătură cu o casă străină. Poate știu eu are legătură cu casa ta sau cu un răspuns pe care îl aștepți de la cineva. Ce o să te mire pe tine este o surpriză pe care cineva ți-o face. S-a întors o carte. Are legătură cu o companie plăcută. Deci ce o să te mire pe tine este o întâlnire cu o persoană dragă ție. Și are legătură cu un bărbat mai tânăr sau cu o persoană care are un aspect fizic mai tânăr. Da? Și are legătură, uite, și cu niște intrigi între femei. Deci poate persoana asta îți dă o veste, îți spune ceva și vei rămâne și tu surprins. Spune că s-a certat cu cineva sau se ceartă cu cineva. Hai să vedem îngerii ce zic în situația asta. Foarte interesant. Îngerii zic așa că cuplurile fericite se înțeleg unul pe celălalt. Cumva aici este nevoie să dai dovadă de înțelegere față de cineva sau cineva este nevoie să dea dovadă de înțelegere față de tine. Și ți se mai spune să cere ajutor în situația asta. Îngerii zic că să te concentrezi pe ceea ce este în fața ta, pe ceea ce ai acum în fața ta, pe ceea ce poți să faci, da? Și să lași trecutul în urmă sau să renunți la ceva anume. Și de asemenea, e nevoie să ai niște așteptări realiste în legătură cu situația asta. Da? Niște așteptări realiste. Hai să vedem și un mesaj de aici. Numărul 1. A ieșit următorul mesaj, da? Ceva se termină, cineva nu mai primește o a doua șansă, o creștere și o transformare în viața ta. O schimbare și văd că lucrurile se pare că se luminează aici. Poate este vorba despre o situație care se rezolvă. E ceva legat de casa ta, de familia ta, poate acolo știu eu vrei să faci o schimbare, vrei să închizi ceva, vrei să rezolvi ceva. Simt să iau și un mesaj pentru tine din oracolul orelor. Zero, 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 zero. Inițiere, renaștere, reînnoire. Deci se repetă acest mesaj. Aici este clar că tu treci printr-un moment de schimbări în acest moment. Și trebuie să-ți asculți intuiția. Mai avem 18 și 18. Da? Avem ghidare, emoții. Deci tu trebuie să te concentrezi pe așa ceva. Să te concentrezi pe ceea ce îți place.
și să-ți ocupi timpul cu așa ceva. Dar este clar vorba despre o oarecare resetare. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o astfel de citire, te invit pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de o astfel de citire oricând ai nevoie. De asemenea, poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană atunci când vrei tu să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla și de asemenea acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut-o, te invit să o faci pentru că este gratuit și astfel mă ajuți, îmi poți mulțumi. Iar dacă vrei o astfel de citire, te invit pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos și tot acolo poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană atunci când ai nevoie. Poți să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla. Hai să vedem. Sau dintre tine și ceilalți în general vorbind. Hai să vedem ce spune tarotul pentru numărul 2. Piatra albastră, numărul 2. Mesaje din partea tarotului. Bun, se pare că a început citirea. A avut loc aici o ceartă, o discuție în contradictoriu, o veste pe care poate ai primit-o și nu ți-a plăcut. Poate este ceva legat de o persoană care are o problemă de sănătate și care este mai irascibilă sau reacționează într-un mod ciudat. Pentru tine avem cununie relație, deci o relație din viața ta se pare că are un rol foarte important în acest moment. De asemenea, văd că stabilești împreună cu cineva să realizezi un anumit lucru. Poate semnezi un contract, poate faci o înțelegere. Uite, cineva dorește să te revadă, deci se pare că pentru tine acum văd pe cineva care vrea să se vadă cu tine. E o persoană care fie te-a mințit în legătură cu ceva, fie este o persoană care te-a amânat, care ți-a ascuns o anumită situație. Poate să fie vorba despre o persoană, un bărbat, văd aici. Este un bărbat matur, asumat, înțelept, este o persoană care vrea să afle lucruri noi despre tine sau o persoană care, văd aici, că vrea să te întâlnească. Pentru casa ta avem noutăți la drum lung. Poate îți vine cineva de la drum lung în casă sau ai o discuție cu o persoană care călătorește mult sau care a călătorit mult în viața sa. Poate să însemne aici și faptul că te gândești la o mutare. Da, cauți informații pentru a te muta, pentru a te reloca. Uite, ai parte de o companie plăcută, deci e clar aici că fie mergi tu și te întâlnești cu cineva, fie îți vine cineva în vizită, dar în cadrul acestei discuții vei afla despre un final, despre ceva ce se închide. Poate să fie vorba despre o călătorie de final pe care cineva o face sau afli niște vești care țin de o distanță. În curând, o zi plăcută. Uite, urmează să te vezi cu niște prieteni sau poate să fie o atmosferă bună la locul de muncă. De asemenea, mai văd aici o bucurie mică undeva pe la amiază pentru tine. O problemă aici pe care cineva o are undeva la un drum lung în curând sau poate avea legătură cu ceva aici ce nu îți place, ceva ce nu îți convine. O persoană geloasă, o persoană supărată. În viitor avem noutăți plăcute, deci uite, afli niște vești așa care te bucură.
nu știu, poate este o știre, poate este o postare pe un site de socializare. Te întâlnești cu niște oameni și acolo afli niște informații care ție îți plac. Și interesant este că aceste noutăți au legătură cu o pagubă, da? Cu o pierdere pe care cineva o are. Interesant este că sunt noutăți bune pentru tine, da? Mai văd aici că este ceva legat și de un blocaj în dragoste. E ca și cum afli de o separare, afli de o problemă a unui cuplu. Ce nu știi tu? O bucurie mare. Deci tu nu știi că cineva este foarte, foarte bucuros aici. Să vedem cine, ce e bucuria asta. Sau o bucurie despre care încă nu ți s-a spus. Cu ce are legătură? Uite, cu un noroc mare. Cineva care riscă. Cineva care, uite, te dorește, doar că momentan nu îți spune. Da? Momentan nu îți spune. Cărțile zic să nu disperi, da? Pentru că persoana asta îți va spune în curând chestia asta. În curând îți va comunica ceva. Pentru că poate omul ăsta acum are niște probleme. Unii parcă sunteți într-un triunghi amoros. Sau poate este o persoană care are niște probleme în relația cu o femeie sau în relația cu femeile. Pe neașteptate primești o veste onorabilă, deci este o veste care ție îți va plăcea extraordinar de mult, poate niște cuvinte de laudă, de apreciere. Care au legătură cu realizarea dorințelor. Da? Văd o persoană aici supărată sau cu niște probleme în cadrul unei petreceri, în cadrul unei situații. Doar că pentru tine e cu realizare, deci e cu bucurie. Deci tot văd această supărare aici, această chestie. Ultima carte, ce o să te mire pe tine, este o bucurie de departe. Deci o să rămâi foarte surprins de o bucurie pe care cineva ți-o face. Ce e cu bucuria? Bucuria este că vei reuși ce gândești și are legătură cu un verdict pe care îl aștepți sau cu ceva legat de un proces, ceva legat de niște acte. Uite, este o veste bună în legătură cu niște bani. Un prieten. Dar tot îmi apare acest mesaj că aici, nu știu, fie apare o despărțire, fie apare un blocaj într-o relație, deci ceva se întâmplă. Hai să vedem îngerii ce zic în legătură cu situația asta. Alegeri. Fă o pauză înainte de a alege. Poate știu eu, într-o relație este o pauză și urmează o decizie pe care cineva o are de luat. Sau dacă ești nervos, ești supărat într-o situație, aici îngerii spun să iei o pauză, să-ți clarifici mintea și apoi să iei decizia. Ți se oferă tot felul de semne, se întâmplă tot felul de lucruri și e ca și cum nu mai înțelegi nimic. Dacă e vorba de dragoste, îngerii spun că acele cupluri de succes sunt prieteni buni, în primul rând. Știu ce faceți aici. Și uite, stabilitatea asta se construiește în timp, da? Îngerii spun să construiești o fundație stabilă pe ceea ce vrei tu să faci. Și să aștepți, pentru că lucrurile potrivite, lucrurile frumoase se întâmplă atunci când trebuie, nu atunci când vrem noi. Trebuie să te detașezi de ceva, de cineva. Simt să iau un mesaj din partea oracolului numerelor. Vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Numărul 12, foarte important. Poate să fie un moment în care începi să vezi lucrurile altfel. Poate este vorba despre un blocaj în privința căruia ți se cere să te uiți diferit. Da? Poate chiar să-ți folosești imaginația, să proiectezi acele lucruri în exteriorul tău. Ți se cere să ai viziune, să vizualizezi totul cât mai pozitiv, să te vizualizezi împreună cu persoana aia, să te vizualizezi
știu eu, la locul ăla de muncă, să vizualizezi că situația respectivă s-a rezolvat. Cumva dacă vrei să-ți pui o dorință, mai simt eu să-ți transmit. Mai avem mesajul magnetism și judecată. Na, cumva trebuie să mergi după ceea ce îți place. Să vedem și oracolul orelor. Minute. Transformare, manifestare. Poate este o oră importantă. Și să vedem și oracolul ăsta, ce zice, numărul 2. Ție aici se arată ceva în față, da? E ca și cum trecutul bate la ușă sau te întâlnești cu o persoană din trecutul tău. Văd o persoană nostalgică, o persoană puțin tristă. Și te uiți așa spre trecut sau afli niște lucruri din trecutul tău. Unii e ca și cum sunteți puși într-o situație în care ați mai fost puși cândva. Pot fi și niște discuții legate de o vacanță, însă, uite, am mai luat o clarificare și este exact ce mi-a spus intuiția mea, și anume cineva care nu-și arată sentimentele adevărate, o persoană ascunsă, o persoană care doar pretinde anumite lucruri, da? Cineva care poartă mască. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc că mă urmărești. Și dacă vrei o astfel de citire, te invit pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos cu explicații cu tot și de asemenea tot acolo ai în fiecare moment în care tu ai nevoie o citire despre viitor, ai parte și de analiza dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce se întâmplă, să vezi ce urmează. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.